Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție substanțială. Este joi seara și așa cum ne-am obișnuit, mă bucur să avem din nou mai departe, să continuăm, de fapt, seria noastră de emisiuni din zona sportului. Sportul românesc, sportul de aur, sportul de odinioară, care, sigur, ne-a făcut mândri ani de zile și ne-a ținut lipiți de televizoare, uitându-ne cu mândrie ce fac românii noștri, românii de aur, și cum duc ei mai departe tricolorul românesc acolo unde e locul, pe podiumurile lumii, atât mondial, național, cum vreți dumneavoastră, european, acolo unde au avut loc mari competiții sportive. Și am încercat în această perioadă, în aceste ultime săptămâni, luni, dacă vreți, să discutăm cu oameni care au făcut acest lucru și care sunt exemplu pentru noi, pentru toți, și poate mai mult pentru noile generații care sunt și se pregătesc să vină și să urce, să ducă mai departe steagul României acolo unde trebuie să fie. Mă uit, sigur, cu mâhnire la copiii, generațiile noastre, a tinerii care s-au blocat în TikTok-uri și în telefoane și în Instagram-uri și mai știu eu ce lucru, care efectiv îi blochează, le blochează viața și toată tinerețea, toată copilăria într-un ecran, limitându-le fericirea de a vedea dincolo de virtualul acestui display păcătos, care nu face nimic altceva decât să țină acolo copiii și noile generații, să le condamne la nimic pe mulți dintre ei. Totuși, dacă ieșim, scoatem ochii, luăm ochii din ecran și ne uităm pe geam afară, vedem poate un teren de sport, unde putem să facem ceva, vedem pământ, vedem verde, unde putem alerga, putem să bătem mingea. Înainte, când nu era telefonul, eram afară cu mingea sau jucam vața ascunsele. Acum, ce să mai, să pierdem timp afară? E pericol afară, ne pot lovi mașini, pot să vină cine știe din univers să ne lovească, comete, meteoriți, nu mergem afară, stăm în casă, la căldurică, cu centruța pornită, să ne fie călduț și să stăm pe telefoane la nesfârșit. Spunea un doctor în cadrul acestei emisiuni, făcând apel la această discuție legată de telefoane, cât de periculos e pentru copii, pentru tineri, să folosească și să utilizeze aceste device, această tehnologie, care ea e bună, dar nu pentru a distruge ochișorii unui copil de la 4-5 ani până la 8-9 ani, când ei sunt în formare. Vom vedea peste ani de zile aceste noi generații cum vor face cozi la magazine de optică, la oftalmologie, pentru a-și pune ochelari, pentru că vederea, sigur, poate fi afectată. Eu zic să lăsăm telefoanele la o parte pentru rolul lor, acela de a ne informa, de a avea convorbiri și discuții, dialoguri cu cei apropiați și să ne orientăm viața spre a face ceva fizic. Pentru că sunt mai multe componente aici. E vorba de sănătatea noastră, e vorba de antrenamentul nostru, de rigoarea pe care putem să o avem. Sunt multe lucruri. Și în felul acesta, poate că încet, încet, cum știm că în fibra românului, în ADN-ul nostru, există potențial de campion, să ne bucurăm peste ani de zile văzând o nouă generație de campioni. Pentru că acum, în perioada asta, după Revoluție, după anii de libertate, oamenii s-au reorientat și copiii tineri n-au mai aplicat, n-au mai mers pentru a face performanță. Statul român nu s-a mai implicat poate la fel de mult în această zonă. E momentul să facem o schimbare, e momentul să facem ceva în altă linie. De aceea, în fiecare joi, încercăm să aducem în fața dumneavoastră oameni de valoare, oameni de aur ai României, oameni care au făcut ceva pentru țara asta, pentru ei înșiși, pentru familiilor, dar și pentru noi ceilalți. Bucurându-ne că i-am văzut, o lecție pentru noi toți ceilalți. În această seară, dragi prieteni, împreună cu noi este domnul Marian Drăgulescu, multiplu campion european și mondial și vicecampion olimpic la gimnastică. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Domnule Drăgulescu, știți, totdeauna prima întrebare, uneori poate e foarte ușor, alteori poate e dificilă.
Cum e să fii în PR-ul lui Marian Drăgulescu? Cum e, uitându-vă în trecut, amintindu-vă acei ani frumoși ai gloriei, ai aurului, când erați, sigur, împreună cu mulți români medaliați și erați în acea generație frumoasă a ultimilor 15 ani? Pot să mă spun că mă simt bine în pielea mea, mă bucur și sunt recunoscător pentru tot ce am realizat în gimnastică, în sportul de performanță, ca și sportiv. Mă bucur de acea perioadă în care majoritatea copiilor aveau o activitate fizică și foarte mulți dintre noi făceam o activitate fizică, un sport. Mă bucur că am avut și foarte mulți colegi care practicau gimnastică și gimnastica de înaltă performanță. A fost un prilej pentru mine de a măsura puterile și de a evolua și de a-mi dori să fiu din ce în ce mai bun. S-a creat astfel și competiția între noi și așa, din aproape în aproape, am ajuns să ne concurăm între noi, români, după care european, la nivel european și mondial. Mă bucur. La 41 de ani m-am retras din activitate ca și sportiv de performanță. Drumul meu continuă. În momentul de față sunt antrenor, alte provocări și sunt și antreprenor. Abia ce am deschis Academia Marian Drăgulescu, o academie de gimnastică. Aș vrea să vorbim despre acest lucru în partea a doua emisiunii, să ne explicați ce faceți acolo și care este țelul acestei academii, evident, care vă poartă numele și vrea să creeze noi valori în sportul românesc. Sunteți cel mai longeviv sportiv, cel mai medaliat sportiv al României. Domnule Drăgulescu, cum ați decis sau care a fost istoria acelor ani ai copilăriei dumneavoastră? Am văzut că ați cuchetat și cu alte sporturi. Povestiți-ne puțin din crâmpele tinereții ale răsăritului de soare în viața dumneavoastră și cum ați ales să mergeți spre sportul pe care l-ați practicat cu atâta mândrie și cu atâta profesionism ani mulți în viața dumneavoastră. Și părinții mei au făcut sport, mama chiar a făcut gimnastică de performanță. Eu n-am aflat acest lucru decât după ce am ajuns la gimnastică. Aha, și am ajuns, deci a fost o legătură acolo. Da, mama a făcut gimnastică de performanță până în punctul în care ar trebui să plece în cantonament, să plece de acasă și n-au mai lăsat-o părinții. Și de acolo s-a întrerupt cariera ei. Dumnezeu putea fi un nume, putea să ajungă, da. Dar a fost, iată, iertați-mă, aici a fost o discuție, pentru că întrebam și pe ceilalți sportivi care au fost, dacă relația dintre părinți și dorința lor de a merge mai departe. Unii au mers la sport pentru că erau anemici sau pentru că doreau un pic să se dezvolte. Dar a venit momentul când trebuia să plece, lasă, nu pleci niciunde. Marea parte a părinților, sigur, au avut o dezbatere, dar i-au lăsat. În cazul mamei dumneavoastră, iată, e un moment în care părinții decid să nu meargă mai departe, poate că, sigur, au alți ani atunci. Da, poate din această pricină eu am fost și lăsat să merg mai departe, să continui, să merg în cantonamente și așa mai departe, că am fost mult timp plecat de acasă, de la vârsta de 15 ani. Da, să revenim. Legat de cantonamente și de cum am ajuns cum la gimnastică. Ajuns, da? La începuturile experienței vieții dumneavoastră sportiv. Cum spuneam, mama a făcut gimnastică, tata a conchetat cu mai multe discipline sportive, box, culturism și așa mai departe, lupte. Mi-aduc aminte că făcea inclusiv exerciții fizice acasă, avea gantere, avea un panou în care erau desena anumite mișcări de exerciții fizice. Făceam exerciții împreună cu el, acasă. El fiind mecanic auto, deja făcea sport doar pentru el acasă. De plăcere. Da, de plăcere. Și într-o zi a venit un antrenor de karate, culmea, de la clubul Steaua. De atunci, coincidența, de avea coincidență. Care s-a făcut transport în istorie. Da, exact. Și a aflat că tata are copii și l-a invitat cu copiii la sala de karate, la sport. Așa că eu am ajuns la karate. Am stat vreo 6 luni de zile pe acolo.
Era foarte departe de unde stăteam eu, trebuia să traversez tot Bucureștiul, era la o oră târzie, era o disciplină de fel, nu m-am regăsit. În schimb, în acea perioadă, am fost vizitat la școală de un antrenor de gimnastică, care mi-a făcut o invitație la sala de gimnastică. Bineînțeles, m-a pus să dau câteva probe în clasă, nu știu, de detentă, de mobilitate. Ne-a pus să facem vreo 5 exerciții acolo. M-a văzut și mai mărunțel, așa, mai mic de înălțime, că căutăm pentru fiecare sport în parte, caut anumite caracteristici. Și am primit o carte de vizită și abia așteptam să încerc acest sport. La karate, cum spuneam, nu mă regăseam. Nu știam ce să mănâncă gimnastica, dar am zis, poate e ceva mai interesant. Dar până să... câți ani aveați în momentul respectiv? 7 ani. 7 ani. 7 ani și jumătate. Până la 7 ani și jumătate. Noastră ați avut în acea perioadă cu mama sportivă, cu tata la fel, pasionat de sport, tangență, interacțiune în mod curent, adică vă puneați să faceți exerciții, să jucați fotbal? Mama a fost în tinerețe, nu mai avea ce treabă. Deci acasă nu aveați un program sportiv? Tata a făcut în tinerețe, ce făcea acasă, făcea... Așa, pentru el. Tata așa cum a mai face exerciții. Foarte tare. La 70 de ani. Mulți înainte, de dar, timpului, da, ajută. Mulțumesc. Da, deci așa am ajuns la gimnastică. Deci fără nicio legătură, adică nu erați prins în ceva sporturi mai micuțe sau... Nu. Pur și simplu a fost un context și... Exact, contextul, tata mecanic, antrenorul, invitația la karate și de acolo s-au derulat. Întreg șir de episoade. Da. Bun, și vine profesorul de sport la școala noastră, vă vede, vă pune să faceți mișcare, exerciții noastre, sunteți intrați în vizorul lui, vă da cea carte de vizită și apoi urma să-l contactați sau care era fost cu următorul pas ca să și începeți? Păi ne-a dat și adresa acolo, am constatat că trebuia doar să traversez strada și acolo era sala de gimnastică. Față de casă? Aici, da. Păi a fost bine. Foarte bine. A fost un avantaj ăsta. Da, în prima zi m-a dus, mi se pare, bunica, până m-am dus singur la fiecare zi la sala de gimnastică. Am avut norocul de a începe și în cea mai mare sală de gimnastică din România, unde actualmente se antrenează lotul olimpic masculin de gimnastică, așa că am avut parte și de, nu știu, o sală utilată, cu frânghii, cu gropi, un avantaj cu bureți, măreț, cu trambuline elastic. Da, m-am îndrăgostit de acest sport din prima clipă. Și a fost acest start, acest T0 în viața noastră, 7 ani și jumătate, când ați trecut strada în fiecare zi spre sala de sport. Poate la început era așa o chestiune de copil, că aveți o activitate în plus și faceți ceva care vă place. Care a fost momentul în viața dumneavoastră atunci, în acei ani, când v-ați dat seama că, bun, stai puțin, eu aici pot să fac mai mult decât o activitate de copil de 7 ani, pot să fac performanță, pot să cresc, îmi place, devine ceva mai mult decât un sport de întreținere, devine ceva pe altă linie. Oricum, eu de mic copil aveam foarte multă energie, așa că... Cu această ocazie s-au bucurat și părinții mei, pentru că făceam tot fel de năzbâti prin casă. Ca toți copiii. Nu stăteam locul lui. Săream, aruncam, spărgeam din greșeală. Așa și în primii ani, acolo consumam eu energia. Și mi-o consumam și învățând și educându-mă și disciplinându-mă într-un mod constructiv acolo. Când mi-am dat seama că pot transforma într-o carieră și pot ajunge foarte departe în acest sport, a fost atunci când am avansat la lotul de juniori la 15 ani. Până atunci totul a fost ca o joacă, mă duceam la antrenament în fiecare zi, să ne înțelegem, dar abia din punctul în care am ajuns la lotul de juniori, totul era centralizat, eram plecat de acasă, eu fiind din București, născut, crescut în București, lotul olimpic era la Timișoara, un an de zile am stat acolo și într-un an de zile am evoluat, i-am ajuns la 15 ani pe cei care aveau vârsta de 18 ani, ca și dificultatea ale exercițiilor la toate celelalte aparate și de acolo m-au luat antrenorii și am avansat la lotul de seniori. Era
ceva ne-am mai întâlnit până atunci, pentru că trebuia să ai vârsta împrinte de 18 ani ca să ajungi la lotul de seniori. Și la lotul de seniori, la 18 ani, am participat la prima mea competiție importantă, Campionatul European de Juniori, și de acolo m-am întors cu 4 medalii. Atunci a fost momentul în care am putut să văd așa. Asta a fost, pic, aici au fost primele noastre trofee, aceste 4 medalii? Am mai avut trofee naționale și cred că vreo 2 internaționale, nu știu, amicale, mici competiții. Deci, când a fost primul premiu pe care l-ați primit în cariera dumneavoastră? Și... L-am și acum și mă mir că l-am și acum. Sunt niște pahare, 2 pahare. Pahare? Exact, pahare. De wow. Sticlă și sunt intacte, nici măcar zgâriate. Nu există. Deci ați primit niște pahare. Da. Câți ani aveați atunci? Eu am început la 7 ani jumate, 8 ani. A, deci că... chiar la începuturi. Da, chiar la începuturi. Eu am început activitatea la CSS Triumf București. După care, Triumf, după 2 ani de zile, mi se pare, antrenorul a plecat în Canada și m-am transferat la CSS 7 Dinamo. Și de la CSS 7 Dinamo, la 18 ani, mi se pare, m-am transferat la CS Dinamo, că până atunci am fost la clubul școlar. Și la CS Dinamo am stat până în 2011, când m-am transferat la Steaua. De unde am început eu la karate, la 8 ani am ajuns tot la Steaua. V-ați întors înapoi la Steaua, dar pe altă poziție. Da, da. La Timișoara când ați fost? Întreb pentru că eu sunt de acolo și așa are și o conotație specială. Stăteam în circunvalațiuni. În circunvalațiuni. Da. Deci am fost un pic, eu am fost în Torontal, un pic vecini am fost. Da. La Cămin, în circunvalațiuni, da. Da, și am învățat la electromotor. Sau electromotor, liceu, acolo. Da, lângă UMT. Mergeam pe jos de acolo în fiecare zi, la 6 dimineață, aveam antrenament, mergeam la liceu, odihnă, antrenament. Cât a stat Timișoara? Un an de zile. Un an de zile. După care ne-am mutat în Reșița și acolo am stat vreo 3 ani de zile. Reșița, foarte, deci și vestul țării. Mutat, da. Banatul. A fost, da. Și după care s-a mutat lotul la București și de atunci am fost acasă. Acasă. Da, a fost, e ok. Care a fost primul antrenor pe care l-ați avut? Avar Vare Dumitru. Da. Un om de excepție, un om care v-a pus, practic... 2 ani ne-am antrenat împreună. El a plecat apoi în Canada. Da. Sincer, am rămas cu numele, nu știu. A fost suficient pentru că v-a pus meseria în brațe, cum exact. Ar veni. A fost persoana care a văzut ceva... Ați mai ținut legătura cu dumnealui? Nu. N-ați mai ținut legătura? Nu. Dar bănuiesc că știe, că a văzut... Presupun. Ce... Da, presupun. Ce, mă rog, eram copil mic. Da. Nu știu dacă... Ce a ieșit din această muncă, a ieșit aurul, a ieșit mondialul. Au contribuit multe persoane la toate. Bun, și ați fost în Timișoara, ați întors în București. Când au început momentele de glorie, să le spun așa, când ați început să concurați cu nume grele și să ajungeți în marile competiții? Păi când am ajuns la seniorat. Dar când am ajuns la seniorat, în primul meu an de seniorat, n-am câștigat nimic. A fost o decepție totală. Deși venisem de la juniorat cu 4 medalii, iată că în primul an de seniorat n-am luat nimic și mă gândeam că dacă eu am fost bun doar la junior și la senior nu... Dar a fost o perioadă în care din această frustrare sau din această experiență m-a făcut să apăs pedala și mai tare pe accelerație. V-a motivat lipsa de performanță în perioada? Întotdeauna am toate provocările astea m-au ambiționat și mai tare și am încercat să văd în primul rând dacă pot să mă ridic la nivelul ăla și de fiecare dată am reușit. Și aparatele v-au plăcut la început sau pe parcurs au început să vă placă? Mi-au plăcut unele, mai puțin altele, că avem și niște aparate la o înălțime. Și mai când ești copil mic, ești mai greu cu înălțimea, mai ales să te dai și peste cap, să te atârni, să te arunci. Au fost și momente de panică, de frică, dar până în acel moment când ajungeai să
stăpânește acele elemente și exerciții și la acea înălțime. Copil sau tânăr fiind, ați simțit momente în care, ce, băi, nu mai pot, să duceți acasă, mamă, tată, nu, nu mai pot, nu-i pentru mine asta. Da, eu am și renunțat la activitatea sportivă de vreo 3-4 ori în cariera mea. Și una dintre ele a fost chiar la început, cred că după vreo 2-3 ani, începuse munca și nu știu dacă neapărat munca, cât frica și teama de acele elemente dificile. Și îmi aduc aminte că într-o vacanță de vară, nu m-am mai dus la gimnastică, nu le-am spus nici alor mei. Și bine, toată povestea asta auzit-o de-a lungul timpului din ziare, din ceea ce ați povestit dumneavoastră după ani de zile. Exact, exact. Și da, mă duceam la not. Acolo era mai simplu, nimeni nu mă punea să mă urc, deci la 2 metri. Deci ați avut o pauză, ați chiulit un pic din Am sport. Am vreo 3 luni, așa. Vreo 3 luni de zile, dar n-a sunat telefonul acasă, doamna Regulescu, băiatul dumneavoastră, nu știu unde a plecat, ce se întâmplă cu el. Culmea, nu, și nu știu de ce s-a întâmplat, că de obicei, în vremea respectivă chiar suna lumea, dar cred că, nu știu, am fost în perioada aia de acomodare și copiii cred că mai renunțau și de asta... Erau obișnuiți antrenorii cu asemenea abordări. Da, da. Da, și... Da, totuși n-ați stat pe dreapta, adică... Nu mergeam la not. V-auzat not. Mergeam la not și culmea, 3 luni la not și n-am învățat să not, adică... Nu există. M-am plictisit și acolo. Ce bun e asta. Foarte și, tare. Da. Și apoi m-am tot la gimnastică. Am avut multe, la gimnastică, multe lovituri. Când ești copil mic și înveți să stai pe paralelele alea și trebuie să muți mâinile, dai cu picioarele, cu tibile, la cal, cu mânere, te lovești. Adică, bine, chestii de copii, până când până înveți le să... Exact, da. Până le prinzi. Dar până le prinzi, trebuie să treci prin... Niște vânătăi, niște lovituri, exact. Mai dă sângele, aia mai... Nu sunt foarte confortabile, da. Dar... Și au trecut ani în povestea, în viața dumneavoastră, și cu aceste experiențe, sigur, specifice momentului, vârstei și al contextului, cu un pic de fugă la not, vreau să abandonez, dar una peste alta v-ați strâns energiile, v-ați responsabilizat și v-ați întors în sport și ați arătat întregii țări și întregii lumi ceva absolut fabulos. Ați ajuns în sportul mare, la seniori. Și primul an ne-ați spus că nu a fost cel mai roz, cel mai special, spectaculos, dar v-a motivat poate primul an. Poate a fost special din punctul ăsta de vedere, că v-a motivat. Atunci s-a născut și Sertura Drăgulescu, care îmi poartă numele, în acel an în care nu am câștigat nimic la nicio competiție internațională. Și de acolo am început să prind și încredere în mine, odată cu Sertura, odată cu câștigarea câtorva trofee și medalii și, pe urmă, lucrurile de acolo au avut o direcție bună. E foarte important să ai încredere în tine, să când muncești și iese treaba, vine automat și încrederea și poți să te gândești și mai departe, în perspectivă, să poți evolua și mai mult. Și după acest an, când ați văzut cum stau lucrurile și v-ați ramforsat, v-ați reenergizat, care a fost primul moment când v-ați dat seama că, bun, e bine ce se întâmplă, de acum înainte îmi iau zborul, cum ar veni? Păi în anul 2000, în al doilea an de seniorat, am câștigat 4 medalii. Adică eu așa eram. Și de cele mai multe ori veneam cu salba de medalii acasă. Deci nu una, toate. Da. Da, din 2000 deja mi-am dat eu seama care-i treaba, un pic de încredere, curaj și muncă și... Aș vrea să vorbim despre toate aceste medalii, dar după o scurtă pauză de publicitate, să vedem exact cum Marian Drăgulescu câștigă și își ia avânt, zboară și ajunge doar pe locurile, pe podium, practic, și România se bucură să vadă care e un sportiv, iar săritura care îi poartă numele e un alt miracol pe care, sigur, vrem să aflăm secretul după o scurtă pauză de publicitate.